Votul uninominal rezolvă câteva lucruri foarte importante. Votul uninominal dă posibilitate reală cetățenilor să decidă pe cine trimit ei în Parlament. Să nu mai voteze liste de partid, în spatele cărora se ascund uneori persoane anonime, incompetente sau unde își găsesc un loc comod policieni care uită de oameni a doua zi după ce au fost votați. Votul uninominal face ca deputatul să fie reprezentativ pentru comunități clare de oameni, să provină dintr-un raion concret. Votul uninominal ne dă posibilitatea ca raioanele să fie reprezentate în Parlament de oameni locali, nu de deputați, puși pe listă de la centru, așa cum vrea liderul de partid sau un grup de politicieni. Însă doar votul uninominal singur nu rezolvă complet problema în ceea ce privește controlul cetățenilor asupra deputaților. În business, de exemplu, dacă angajez un om și el nu-și face treaba, îl eliberez. Imaginați ce ar însemna să stai 4 ani cu lucrători incompetenți în companie. Desigur, ajungi la faliment. În politică însă, în actualul sistem electoral, cetățenii trebuie să stea 4 ani și să privească cu neputință cum deputații le-au neglijat votul și nu pot face nimic.